Accident grav în pasajul Unirii din București. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum două autoturisme intră cu viteză în pasaj unde mașinile circulau în coloană. Șoferii celor două mașini nu au mai avut timp să reducă viteza și primul autoturism a acroșat un altul aflat în coloană, a pătruns pe cealaltă bandă și s-a oprit în perete. Al doilea autoturism care circula cu viteza a intrat în mașină oprită în perete. Persoanele implicate în evenimentul rutier au scăpat nevătămate, dar unul dintre șoferi a părăsit locul accidentului. Un motociclist care circula pe a doua Banda a avut mare noroc deoarece a apucat să treacă de locul în care s-a produs accidentul cu doar câteva secunde înainte. Potrivit comunicatului transmis de Brigada Rutiera Capitalei, mașinile implicate în accident nu se mai aflau în pasaj la momentul intervenției polițiștilor, iar șoferii s-au prezentat după circa două ore la biroul accidente ușoare. Au fost verificați cu privire la consumul de alcool, dar rezultatele au fost negative. Nu au scăpat însă de amendă și nici de punctele de penalizare. Primarul Daniel Băluță a anunțat că Primăria Sector 4 va înainta plângere penală pentru pe numele șoferului care a fugit de la locul accidentului. De asemenea, șoferului respectiv îi vor fi imputate cheltuielile de refacere a elementelor distruse.